stai după tine, nu stai visat, nu se ține, nu înțelegi? E meu! Ai visat! E meu! Ai visat! Potolește-te! Respira adânc, respira adânc, mamă, și potolește-te. Respiră, te rog. Ai visat, Rut, ai visat. Mamă, respiră. Respiră, Rut! Adânc. Și potolește-te. Ai visat, Rut. Ai visat, mamă, iar s-a luat matahala aia rea și slută după fetița mea. Monstru ăla. Cumplici hidos, da? Iar s-a luat, sus cărăcește. Sus cărăcește. Hai, hai. Iar am avut visul ăla cu domnul meu. Lasă, Rute. Un pahar cu lapte fierbinte și strece, vai, Doamne, tu ești rece ca gheața, Rut, imediat în pat. Imediat că, ah, ești ca gheața, mamă. În pat să te îndelesc. Hai, hai sus, Rut. Dă-i ca gheața ești. Hai să te îndelesc. Mm? Mai bine, Rut? Mai bine, da? Mă duc să încălzesc laptele? Da. Mai bine, Rut? Mama e aici la lapte, să știi, Rut. Ce e asta? Ce, să pane de lumină? Ei, asta îmi trebuia mie acum. Pane de lumină. Găleata! Rut, nu mai ții tu minte unde sunt lumânările alea albe? Care lumânări? Păi, care lumânări? De la tortul, de la ziua mea de anul trecut. Care lumânări? Uite, mamă, că am găsit-o. Ia. Ia tu lanterna și ține-o pe lapte, te rog. Da? Să văd laptele acolo, mamă. Ce e, ce s-a întâmplat? Ce e, mamă? Ce e? Lanterna. Ce e cu lanterna? E lanterna cu care mă apăram de domnul meu. Da? Iată. Să știi că chiar așa e. Dă-mi un coace, că acum nu mai... Nu! Nu mai avem nevoie de ea. Lasă-mi asta-mi-a! Vrei să știi ce scrie despre asta în cazier? Nu. Nu vreau. Zice că... Taci din gură, Rut. Am ieșit din camera mea. Rut, taci. Și am început să cobor treaptă cu treaptă. Taci din gură, Rut. Taci că te omor! Dumnezeu! Te omor să știi! Dumnezeu! Taci că... Te omor să știi! Eu mă duc să mă culc. Nu pleci. Plec când vreau. Și dacă ți-e frică, domnișoară, și dacă vrei să stau cu tine, atunci vorbește despre altceva. Atunci mai spune-mi odată povestea cu căruța. Cu ce? Povestea cu căruța. Hai, nu. Schimbi atât de repede subiectul, Rut, că pierzi eu șirul. Mai spune-mi odată povestea cu cai și cum ai furat căruța. Te rog, mamă. Te rog frumos. Hai, dă pernă încoace. Vino încoace. Dar fără împușcarea cailor. O știi pe de rost, fetițo. Mere, pere, castraveți. Nu așa, mamă! Nu așa!
spun finalul. Me! Jarut. Cum ai izbutit să scoți căruța din curte fără să te vadă bunicul? Foarte ușor. Ei, de câte ori veneam obosit acasă, făcea câteva semișuri pentru amândoi, apoi trăgea un pui de somn în patul ăsta desfundat, care pe atunci era acolo, și într-o zi pe când dormea, am hămacare la căruță, și-am luat-o de-a lungul străzii, în sus și jos, în jos și în sus, chiuind la toți cei care mișau în cale. Și-a aflat că ai luat căruța. Uai, da, a fugit după mine pe stradă și-a început să mă crâpească pe capră în văzul lumii. De simțeam că crăp de rușine. Ce-i drept nu dădea tare? S-a crăpat mie de rușine, înțelegi? Ame, tatăl meu era un om fără pereche, rot. L-ai fi adorat. Și te-ai fi dus cu el cu căruța, strigând pe tot orașul câte țin... Oh, Doamne, meee! Ai, ce viață minunată tot ce-a vrut! Ce viață minunată viața asta noastră de zarzavagii! Când dintr-o dată s-a prăbușit totul... Mamă, mamă, treci peste... Nici o grijă, trec peste cai. Și după aia? Și după aia? Tata s-a îmbolnăvit după aia, asta-i. A trebuit să-l duc la spital. Trebuie să am eu grijă de casă, de... Mamă. După aia. După aia tata s-a îmbolnăvit îngrozitor. M-a implorat să mă mări cu taică, ca să fie el sigur că o să aibă cineva grijă de mine. Dacă ar ști cum a avut grijă de mine, s-a răsucit mormânt săracul. Păi ce coșmaruri aveam. Vrei să știi ce coșmaruri aveam eu și eu n-am avut în viața mea coșmaruri. Am fost un copil sănătos, nu ca tine. Coșmar care se repeta noapte de noapte. Și nu despre divorțul cu taică, tu despre tromboza lui pe care a meritat-o cu vârși îndesat, nu. Unicul meu coșmar. Îți povestesc eu, domnișoară, coșmar. Îți povestesc eu, domnișoară, coșmar, care se repeta noapte de noapte. Și uite că eu n-am înnebunit. Sunt în căruța tati, dar într-o căruță mai nouă, mai nouă și mai lucioasă. Mai lucioasă, mă? Trasă nu de cai murdar de corboadă, nu, nu de cai albi, frumoși. Frumoși, mamă. Tu știi cum sunt caii de la chir? Da. Cu coame lungi, lungi și cu beteală, beteală, da. Și căruța este albastră, de un albastru sclipitor, da! Și este plină, plină cu mere galbene, plină cu struguri și cu pepeni verzi, plină! Știu că ai să râzi când am să spun, dar eu port o rochie superbă. Garnisită toată cu pietre prețioase. Da, toată. Deci tu spune jos, Ruș. Cum? În rubine, în smaragde. Da. În safire și în topaze. Părul mi este pieptat.